Eu când am intrat în prima oară într-o bucătărie, am intrat ca o zmeoaică. Crezând că le știu pe toate. Zânuță. Da, nu ca o zânuță, ca o zmeoaică. Zână eram în timpul liber. Și mi-am dat seama că nu sunt zmeoaică, sunt fix ceva în colțul bucătăriei. O, știi, o scamă în colțul bucătăriei. Toată încrederea aia pe care o căpătasem brusc în mine ar trebui să se domolească la fel de brusc și să o iau pas cu pas. Să nu curăț o tonă de cartofi, dar măcar 30 de kg, 50 de kg, adică, și am trecut efectiv prin fiecare pas. A fost un proces cam dur de învățare. Da, dar așa le înveți. Da, a fost și concentrat, foarte concentrat. M-am trezit head chef și eu eram nimeni, de fapt. E sub scaun ăsta, cozonul meu. Stai un pic. De cine poate fi oriunde, vedeți, și sub scaun. Oh, sub scaun este azi. Știi cum va fi ăsta azi? Nu. Cât suntem jos? 5, 6? Oh. Gata. Deci, după ce pleci, e mătrășit. Asta îmi doresc. Bună, Andreea, bine ai venit. Bună, bine te-am găsit. Așa, da, pom, în sfârșit pom, am venit, da, ajuns. Andreea Moldovan, dacă o mai țineți minte, master chef, acum... Ai, 7 ani. 7 ani. 7 ani, da. Maică mare. Ai, că n-au trecut așa mult. Da, depinde cum e. Da, mie mi se pare cumva că a fost în altă viață și am momente când mă gândesc că s-a întâmplat ieri, deci... Da, depinde, da, da. Cum... Depinde cum... Așa, da, cum îți pui, da, în minte, știi? Da, da. Cum a fost parcursul de atunci până acum, să zicem? Ce s-a schimbat? Am luat treaba asta în serios. Până atunci era nici măcar o joacă de copii, era o pasiune, că nu puteam să zic că mă jucam foarte tare. Eu când m-am dus la emisiune și soțul meu a văzut emisiunea, efectiv a privit-o, ca noi toți de altfel, a zis, tu de unde știi atâtea? A, el nu, adică, știa că tu... Da, e, da, pentru că... Jonglezi cu niște chestii. Nu că jonglez, dacă am noțiunile, pentru că noi eram soț-soție, locuiam împreună de niște ani, dar meniul nostru acasă nu era atât de elaborat sau atât de... În fiecare zi să mai încerc eu altceva, nu eram atât de disperată. Trăiesc, am un stil de viață relativ sănătos, că mai mănânci cartoprăjiți, da, ca tot omul. Da, da, da. Așa, dar noi mănâncăm fiecare zi și nu mănânc două buluri și cu 1000 de alte chestii prăjel lângă. Asta. Și trăind cumva un stil de asta de viață sănătos, nu făceam excese de tot ce știam eu. Eram așa, pe basic. Nu chiar ca sportivii pui cu orez și salată, dar nici foarte departe de ei. Înțelegi? Și el când a văzut la televizor că știu să fac și de-aia, știu să fac și de-aia, recunosc 50 de condimente pe care... L-ai surprins? Da, era în... Și tu acasă ce faci? Adică, de acolo, pornind, am luat treaba în serios. Serios. Da, și practic am prins și curaj în ce știu. Că eu nu știam că le... Adică știam că le știu, dar una e să știi niște lucruri și alta e să le spui cuiva și să te aprobe. Adică corect, să ai confirmarea că tu știi ce știi bine. Dar ție ce ți-a venit să te duci acolo? Adică clicul tău unde s-a dat și ai zis că mă duc la MasterChef? Clicul meu... Te-ai dus așa la... Nu. Cum zice, nu, la nime reală? Nu. Adică te-ai dus... Nu m-am dus la nime reală și nici nu m-am dus, eu știind de această emisiune. Mie mi-a zis cineva. Efectiv, în ultimul moment. Acum, cred că după 7 ani de zile am voie să... cred că am voie să... Zi-tot. Să go public! În efectiv, ultimul moment, în ultimul moment, ultimul... Ultim. Da. Ce să mai... Mai mult atât nu pot să vă zic. În ultim moment mie mi-a zis cineva. De și a, băi, se întâmplă chestia asta. Și zic, ce e asta? Am uitat repede, go online. I went online and I found this. Și am văzut despre ce e vorba. Am, în 3 zile, efectiv, am supt toate informațiile de ce se întâmplă în America. Am văzut tot, toate sezoanele, tot. M-am pus la punct cu toate. Și zic, eu gata, eu mă duc. Unde trebuie să dau mail? Bună ziua, mă numesc, fac drept coleg. Da, da. Și asta a fost. Și am primit un mail și mi-a zis, băi, noi am cam terminat cu scrierile. A, tare! De ce? Chiar te-ai dus pe ultima? Când îți zic pe ultim moment, eu, a fost ultim moment. Și mi-a zis, hai totuși să vedem ce știi să faci. Fii atent, noi avem filmările cu șorțuri în 2 zile. Mamă! Și zic, ok, it's happening. Și m-am dus la filmările cu șorțurile. Adică eu n-am trecut de faza aia de preselecții. Da, da, da. Eu am dat, efectiv, mi-a zis cineva, bă, dă, uite, dă la adresa asta, dă un mail, dă că eu cred că locul tău e acolo.
Foarte tare. Și așa am ajuns în această competiție nebună, care într-adevăr, da, mi-a schimbat viața la momentul respectiv, adică m-a făcut să privesc lucrurile astea așa, cu, cu mai multă încredere în mine și să scap de tonele alea de cartofi de curățat. Ai trecut. Da, practic mie mi s-au deschis niște uși la care eu n-am fost nevoie să ciocăn la toate. Și acum știi să toci ceapa aia... Da, știam să toc ceapa aia și atunci. Da? Da. De ceapa știam, dar ideea e că atunci când începi să lucrezi, începi și tu. Dacă nu începi de la vase... Da, corect. Așa? Da. Încep de la curățat. De la... Că, na, intri într-o bucătărie și trebuie să... Îți iei toți prași în primire, ca să înțelegi cum funcționează, nu ca să te umilească cineva, exact. Sau că nu știi, sau că nu ești priceput, dar trebuie să înțelegi procesul tehnologic din fașă. Și da. De asta e bine să treci prin toate secțiile. Exact, exact. Și eu când am intrat în prima oară într-o bucătărie, am intrat ca o zmeoaică. Crezând că le știu pe toate. Ca o zânuță. Da, nu ca o zânuță, ca o zmeoaică. Zână eram în timpul liber. Și mi-am dat seama că nu sunt zmeoaică, sunt fix ceva în colțul bucătăriei. O, știi, o scamă în colțul bucătăriei. Și m-am adunat și mi-am dat seama că nu e chiar așa situația cum aveam adunat, eu foarte... Te-ai adunat că erai fioroasă la un moment dat. Mi-am dat seama că nu... Toată încrederea aia pe care o căpătasem brusc în mine ar trebui să se domolească la fel de brusc și să o iau pas cu pas. Să nu curăț o tonă de cartofi, dar măcar 30 de kg, 50 de kilograme, adică... Și am trecut efectiv prin fiecare pas, eu cumva... coordonând o bucătărie, dar neștiind ce înseamnă asta. Și am învățat, efectiv, în primul proiect serios în care m-am implicat, am învățat tot ce înseamnă pe pielea mea, fără să văd la altcineva. A fost un proces cam dur de învățare. Da, dar așa le înveți. Da, dar a fost și concentrat, foarte concentrat. Adică eu n-am avut la dispoziție ani de zile de practică sau de ucenicie sau să trec prin toate secțiile. Da. La mine a fost concentrat, m-am trezit head chef și eu eram nimeni, de fapt. Și atunci mi-am dat seama că... Că e responsabilitate, da. Că iată tot prin ce ai trecut te-a ajutat ca să ajungi acolo și așa mai departe. Până la urmă, și așa se face treaba. Nu știu, eu am învățat foarte mult din greșelile mele. Și cred asta că asta... Pe pielea ta e cel mai safe. Da, da. Eu sunt oricum genul de om. Degeaba îmi spui că e un pic tocul mai jos. Eu până îmi dau cu capul de tocul și nu te cred 100%. Eu te cred în stare. Da, ce să dau cu capul și eu mă. Da, adică nu. Nu, deci efectiv te să simt pe pielea mea. De mic am fost așa. Acolo. Care a fost prima mâncare, pe zi mâncare, că poate, na. Ești pe care ai, asta zi, vezi, știam eu ceva, pe care ai făcut-o și ai și mâncat-o. Da, eu am fost, ți-am zis un pic mai devreme, eu am fost un copil energic și... Atunci când mama gătea, trebuia să-mi găsească o preocupare care să mă aibă în ochi, nu în altă cameră, că făceam o prostie. Trebuia să fiu acolo în ochii ei și mă jucam cel mai la îndemână, era să-mi dea puțină făină, puțină aibă, puțină sare, adică o prostioară, făceam acolo. Da. Normal, că asta mă definește. Da. Și făceam niște turtițe, uite așa mici, ca niște bănuți din apă cu făină, nu pot să le zic nici turtițe, e mult spus, o mizerie, ce să mai ai. Așa. Nu știu cât de igienic era toată treaba aia care eu făceam acolo, dar eu asta făceam. Da. Pe care le formam biluțe, le aplatizam, le băgam la cuptor și când le scoteam la cuptor le puneam gem deasupra și Dumnezeu să-l ierte, tatăl meu le mânca și îmi spunea că sunt minunate. Oh, ce drăguț! Da. Și asta, trebuie să-i dai încredere copilului tău chiar dacă faci cea mai mare prostie din... Da, știi? Da. Cred că săracul era așa. Da, cu toate astea, a fost, cred că, încurajarea de care aveam nevoie în copilărie ca să încep să experimentez mai mult. Toată copilăria am fost un copil foarte slab, am fost foarte bulită pe tema asta, că eram foarte slabă, atunci nu știam că asta e termenul, dar ideea e că am fost luată în batjocură de foarte multe ori de prietenii mei că sunt slabă. Că joau, ești prea slabă. Mai culegeau un fir de păr și făceau... Tu ești. Nu te-ai îngrășat. Deci exact asta era gluma cu care am trăit. Și când am început să fiu în stare să-mi aprind aragazul și să manevrez un cuțit bun, nebun, nu mai conta, am început să-mi fac de mâncare pe ascuns, cât eram singur acasă, ca să mă îngraș. N-a funcționat. Dar eu îmi făceam mâncare ca să mă îngraș. Până adolescență, cu prietena mea cea mai bună, am descoperit condimentele și când le-am descoperit, am făcut o tigaie de ficăței în care am pus toate condimentele posibile din bucătărie.
Și atunci ne-am dat seama că nu merg toate odată. Și după aia, ușor, ușor, am început să punem unul, două condimente, vedem care cu care merg. Ai început să le înveți. Da, și așa am început să învățăm împreună condimentele. Bun. Masterchef, deci totul bine. În fine, aproape totul bine. A fost foarte bine, a fost foarte bine. După care, tu te-ai dus un pic, știi, majoritatea s-au dus către mâncare. Mâncare. Și eu m-am dus în prima fază și tot acolo. Și tu te-ai dus. Da, tu după aceea te-ai reorientat un pic. Da. Și s-a dus pe niște cozonaci și pe niște șuri. Mm-hmm. Cu livrezi fericire. Da. Să știi că m-a dus viața. Da. Stai puțin, tu zi. Nu m-am dus eu singură. Așa. Hai să, da, hai să te aștept. Știi, de la cocă. Da, cumva. Vă arăt ce a ieșit de la cocă. De la chestiile alea. Așa, de la alea mici. Care puteau să fie semința, nu vre. Alea. De la alea mici așa. Alea mici așa cu care gem. Care le-a făcut. Vai, Doamne Sfinte, eu, da, da. A ieșit asta. Out. Da. Out. Mare grăsuț frumos. Mare grăsuț frumos, că așa este. Da, m-a dus viața așa aici. N-a fost. Deci, salivezi? Nu, am mâncat mai devreme, mulțumesc frumos. Ai mâncat? Am mâncat. Dar eu cred că o să mai mănânc. Că mai mănânci? Eu, da? Am zis, e o chestie asumată. Bine. Eu vorbesc cu gura plină. Da. Fac asta. Păi, mi se pare... Deci am rupt așa, ca la țară? Da, nu, colțul e preferatul meu. Colț. Hai, tu zi, tu vorbești. Așa. Stai că nu pot să mă împir mințile. Da, nu vrei tu. Nu. Vrei și tu? Am căzut cum vrei. Da. Mi-am dat seama de bucătărie. Da. Și ai făcut dulciuri. În fel. Și că toată lumea zice că locul femeilor nu e în bucătărie. O parte din lumea aia, o parte din lumea aia cumva are dreptate. Uh-huh. Pentru mine a fost un mediu foarte dur. Și o să spun și de ce. Tu, ca și client, e foarte drăguț să intri în restaurant, să stai și să zici, am comandat de 20 de minute. Da. Știi? E frustrant. Deci, mamă, de 20 de minute aștept mâncarea, ce naiba? Un burger, cât poate să dureze. Uh-huh. Dar nu știi ce se întâmplă în spate. Pentru mine, ne-am făcut parte de la început și dintr-o echipă care suferea din punct de vedere numeric. A fost un pic prea dur pentru mine mediul ăsta și mi-am dat seama că nu fac față distracției și n-am rezistența, de fapt, a unui bărbat să ducă un mediu atât de dur. Uh-huh. Pentru mine, efectiv, serviciul restaurantului e too much. Uh-huh. Mai mult decât atât, statul ăla în picioare câte 18 ore pe zi, că, cel puțin atât, sau în fine, 16-18 ore, dacă pui și curățenia, atât durează treaba într-un restaurant. Este o muncă imensă. Picioarele mele fizic nu pot duce, eu având niște probleme cu circulația. Uh-huh. Și mi-am dat seama că trebuie să pun punct, sau cel puțin pauză, în capitolul ăsta al vieții mele și să am un pic grijă de sănătatea mea, că am două picioare, alte două nu mai fac rost. Uh-huh. Și... am renunțat la munca în restaurant zilnică. Ce am, grăsuț, e grăsuț, mă? Ca mine. Știi, se spune că ești ceea ce mănânci. Foarte bun. Și mulțumesc. Și e teamwork, să știi, adică... I know. Da. Și am început să mă reorientez către familie și sănătate. Și orientându-mă de către familie și sănătate, am ajuns la de la ce a pornit totul. Am avut o poftă nebună de a-mi face o pâine într-o zi. Și evident că tot ce faci în viața asta trebuie să postezi cel puțin pe Instagram și pe Facebook dacă n-ai 50 de alte platforme la dispoziție. Așa, pe care am postat pâinica și m-a sunat un prieten. Bun de-al meu care are un restaurant și mi-a zis, băi, Andreea, am nevoie de niște chifle de burger, mă ajuți? Dar a doua zi. Ah, wow. Și cum le... Da, te ajut cu un contact. Îți dau contactul unei prietene de-ale mele. Știi, are ea un laborator, face chifle de burger, face de toate, nu doar chifle de burger. Păi, Andreea, vreau să mi le faci tu. Mm-hmm. Zic, și așa a început. M-am sarmat, stai așa un pic. Că nu e chiar așa. Stai, îți fac și eu niște teste, n-am mai făcut chifle de burger în viața mea, dar nu vrei tu să te duci la ea. Totuși, te rog, eu insist, du-te la ea, face cum super bune. Nu, eu vreau de la tine. Deci s-a întâmplat discuția dimineața, seara eram la el la restaurant cu 5 mostre. Uh-huh. Diferite forme, mărimi, whatever, rețete, că m-am dus doar cu o rețetă în diferite mărimi. Așa. Te-ai vândut, nu? Toată am fost take it or leave it. Și mi-a zis, asta îmi place cel mai mult. Zic, aia era prima, nu puteai să o alegi tu pe a cincea, că m-am chinuit cu cinci.
Și ai super. Am și eu nevoie pentru început de vreo 10-20 de astea pe zi, că n-am burger în meniu, să văd cum merg. Zic, băi, ești sigur? Da, păi uite, în drumul meu spre restaurant, eu mă opresc la tine și le iau. Zic, bă, e ok, ce facem? Hai mă un pic acolo, cât să vedem dacă merg sau nu și dacă după aia vedem eu, le fac eu la mine la restaurant, vedem cum facem după aia. Zic, bine. Și am început și am făcut omul lui chifle. O zi, două, trei, cinci, șapte, nouă, pe principiul ăsta. Bă, sună, îmi scrie, tot pe Instagram, îmi scrie la unde cineva. Bună ziua, mă numesc și reprezint un lanț de 10 restaurante. Am vrea și noi să încercăm chiflele tale. Ah, superb! Pe bune? Ce ai făcut? Da. Eu fac 20 de chifle pe zi, te rog, eu mă împac de 10 restaurante. Deci tu ai început cu chiflele? Cu chiflele de burger. Și ai ajuns la treaba asta cu livratul fericirii. Și m-am dus la bucătarul șef al acestui lanț de restaurante de la noi, bine cunoscut și cu mulți clienți, profilul restaurantului nu e de burgeri, dar aveau da. Și asta în meniu, au atacat toate nișele posibile. Normal. Și mi-a zis, a, senzație, vreau și eu 200 mâine, factură poți să-mi dai? Boss. Da, și fix a fost așa, așa a fost, zic, eu pot să-ți dau 200 mâine? Dar... Nu știu cum fac, efectiv nu știam ce fac, nu știam ce fac. Zic, da, factură știi, eu ți-l fac la mine acasă, e un pic mai complicat. Deci ai început în bucătărie la tine? Da, am început la mine în bucătărie. La tine în bucătărie cu niște chifle. 20 de chifle, 20 pe scurt. De chifle pe scurt, deci am început în bucătărie cu 20 de chifle pentru burgeri și am ajuns și am ajuns să mă sune într-o echipă? Echipa completă în full sezon cu oamenii care vin extra să mă ajute, suntem oricum o echipă foarte mică. Pentru Paște acum suntem 2, 4, 6, 7, 8 oameni. 8 oameni? 8 da. Oameni. Tot la tine în bucătărie? Nu, iubita mea. No, normal. Păi am zis omului ăla, știi ceva? Am încercat să-i fac chiflele. Deci am încercat, mi-a fost efectiv imposibil. Cred și eu. Așa, și am zis, omule, dacă vrei să colaborăm, în primul rând trebuie să fim legali. Adică, ce zic? Corect. Foarte legal trebuie să fim. Zice, bine, uite, facem așa, mie îmi plac foarte mult chiflele tale, facem un contract, peste o lună de zile, noi te așteptăm și luăm chiflele de la tine. Până atunci nu băgăm produsul ăsta în meniu. Zic, mamă, e serioasă, rău treaba. Și uite, mă, într-o lună de zile, toată lumea mă întreabă, n-ai accesat fonduri europene? Să zic, omule, am avut o lună de zile la dispoziție să-mi găsesc spațiu, să-l utilez, să fac teste, să-mi găsesc cuptoare, să fac teste pe cuptoare, să-mi iau tot. Să-i dau drumul să-l autorizez, să fac facturi, să-i emit facturi și să scot produsul. Da, exact. Zic, tu crezi că aveam timp de fonduri europene? Și acum unde ești? Iată, ți-ai creat un brand cu Livrezi Fericire, funcționezi pe bază de comandă și comenzile Pe bază de comandă. Da. Și funcționează foarte bine așa. Da, doamnește. Chiar funcționează foarte bine așa. Da. Foarte bine funcționează. Acum, știi cum e întrebare banală, dar trebuie să te întreb. Nu vrei și tu o bucățică mică, un concept store la stradă, să vină lumea să le vadă, să le... Cum e asta? E necesară imaginea asta? Depinde pe cine întrebi. Am clienți care sunt, eu le zic comozi, dar le zic în față. Da. Am avut acum câteva zile un bărbat căruia i-am zis, nu, când zic un bărbat era efectiv de 2 pe 2. Era un, știi? Și i-am zis că e răsfățat, dar în față i-am zis că e răsfățat. I-am zis că e foarte departe din Dorobanți până în Băneasa să se deplaseze. Zic, ești un răsfățat, oamenii vin de la Bistrița. Exact. Să-și ia șuri, vin cu o zi înainte în București, că atunci pot să-i ajut, că poate pentru a doua zi nu-mi poate împreună să preiau comenzi. Și tu din Dorobanți până aici, ți se pare că ai făcut un efort. Da, și i-am zis, punctual, i-am zis, tu acum îmi găsești un spațiu bun, tu îmi dai un spațiu bun, eu plătesc prețul pentru spațiul ăla bun, că e bun, e scump, e logic. Dacă e mai puțin bun, nu e la fel de scump. Eu îți plătesc prețul pentru el, tu dă-mi un spațiu bun și eu mâine încep să amenajez. Dar nu cred că este. Crezi că e rentabil chestia asta pentru tine? O vezi acum? Eu nu privesc chestia asta ca pe un business. Okay. Și plecând de aici, adică eu nu sunt omul cifrelor. Eu sunt omul satisfacțiilor. De asta se numește Livrezi Fericire, nu creez cifre. Cifre, da. Foarte frumos. Da. Eu am nevoie mai mult de satisfacția produsului făcut cu maximă responsabilitate într-o echipă care să funcționeze perfect în armonie. Eu n-am nevoie să am 30 de oameni. Corect. Una cu fundul în sus, una cu acasă, cu probleme, unul că și-a rupt o unghie,
când sunt 30 de oameni, sunt 30 de oameni, n-ai cum să-i sincronizezi să fie toți exact zen și flower power, că și noi suntem trei în mod normal acolo și avem una o doare, nu știu ce, pe una o la la la, una are, una e mai obosită, una a petrecut aseară prea mult, una, știi? Și suntem trei în mod normal, adică eu nu vreau să mă industrializez. Mie îmi place așa cum sunt. Așa dacă cum aș fi fost, după, să alerg după cifre, mă interesa să mă duc în mall-uri, să mă duc în, nu știu, nu că mă interesa, m-am interesat, recunosc. Dar mi-am dat seama, bottom line, că nu-mi doresc asta. Că nu asta vrei. Sau nu-mi doresc suficient de tare. Deocamdată. Da, deci în momentul ăsta pe mine nu mă interesează să fiu pentru toată lumea. E foarte tare să nu fii pentru toată lumea. Este, da. Asta chiar asta vreau să spun. Este amazing să nu fii pentru toată lumea. Mi se pare mult mai mișto să știi că dau o comandă, să știi că dai o comandă undeva și că ți se livrează fericire. Corect, fericire, da? Și de calitate și bun și te poți sătura și să știi că ai mâncat cum să zic, ai mâncat bine, n-ai mâncat cu teamă că ce are în el, ce se face, știi? Păi că e proaspăt, că până la urmă contează. Da, totuși este un business și sunt convinsă că ai o strategie, că ești un om al strategiilor, știi foarte bine. Sunt matematică, ca să zic așa, exact. Dar în același timp cred că sunt mai mult visătoare. Sunt mai visătoare decât matematică. Și ce visezi atunci? Să fie frumos. Ca să fie frumos. Să fie frumos. O să fie frumos acum, anul viitor, peste 2 și totuși, peste 3, 4, 5. Care e visul tău? Să fiu sinceră, nu. Nu te-ai dus până acolo? Nu. Nu. Nu pot. Eu sunt genul de om care trăiește în prezent. Nu car bagaje cu mine din trecut, multe, știi? Am un bagajel mic care nu e greu de cărat. Tot ce ar fi fost greu de cărat, eu am lăsat în urmă. Și efectiv sunt un om care se bucură de ce are acum și are un plan făcut așa, un metru jumate în avans. Știi că ești total ieșită din, cum să zic, din rând. Deci nu m-a interesat niciodată să fiu aliniată. Da, e mișto. Foarte mișto. Știi că linia este, băi, trebuie să-mi fac un plan, marketat, comunicare, branding, nu știu ce. Eu repet, eu nu sunt un om de, adică sunt un om de business, că am intrat într-un business și mă numesc antreprenor. Și cred că ce fac, fac bine. Dar nu sunt business oriented. Eu nu sunt un manager plătit. Eu nu am creier de manager. Da, eu am creier de owner. Și dacă aș avea, probabil, dacă mi-aș angaja un manager, managerul ăla ar fi logic nevoit să aibă rezultate. Și rezultatele lui s-ar vedea strict în cifre. Dar nu, că ție nu trebuie manager, că mi-e că te iei cu el la... Nu, pentru că el vede pragmatic situația, iar eu o văd visător. Tu ești... Da. Dar mie îmi place așa. La mine ușa e încuiată. Da. Deci la mine, în timpul programului, ușa e încuiată. Tu dacă vrei să vii, de asta zic, e cu circuit închis. Tu dacă vrei să vii și ieși pe stradă și apeși pe clanță, tu nu intri. Intri doar după ce ai sunat, te-am văzut pe cameră, știu cine ești și știu că ai o comandă și îți deschid. Da, și că și asta e un business. Este un business nișat. Foarte nișat. Mega nișat, care funcționează așa și rolul lui este să fie așa, știi? Îmi place foarte mult așa. Da, și ăsta un concept. Oamenii sunt foarte filtrați. Da. Sunt filtrați, nu că îi filtrez eu, sunt filtrați prin natura produselor. Eu având produse premium și ultra premium, sunt din start filtrați. De la început. De la început, din privința costurilor. Adică, sunt filtrați din privința poziției mele în oraș. Da. Eu sunt în zona de nord, nu sunt la o stradă principală, sunt de pe o stradă principală imediat după colț. Dar, adică nu e un loc greu accesibil, dar nu e un loc traficat. Da. Eu nu am clienți din stradă. E vizibil, scrie mare, adresa Băneasa 30, ai o bulină uriașă pe ușă, livrez fericire. Mă vezi, dar nu e un loc... Lângă mine am un servis de roți, unul de cel mai mare din București. Mie nu minte clienți de acolo, ca să înțelegi. Și servisul mă vede, eu văd servisul. Da. Nu e un loc targetat, trebuie să știi de mine. Da. Efectiv, trebuie să mă cauți. Da. Cumva, și să fiu, efectiv, să mai am disponibilitate să-ți preiau comenzile. Că sunt în punctul în care se întâmplă să mai și refuz. Da. E foarte neplăcut, efectiv, pentru mine e dureros. I know. Nu te-am refuzat.
Ai știut că sunt listele încheiate și nu m-ai sunat. Am venit târziu, știu. N-ai venit. Deci, cum e de Crăciun și de Paști? Haos. E haos. Câți cozonaci faci? Nu e numărat? Foarte mulți. Foarte mulți. Foarte mulți pentru capacitatea noastră. Poate pentru unii, nu că poate, îți relatez o discuție. Mm-hmm. Am fost la un moment dat la un masterclass cu un efectiv semizeu, ca să nu-i zic direct zeu, al industriei din care fac parte, mică, eu sunt o zgaibă, dar el... Nu contează. Așa. Și acolo, la masterclass-ul acesta, era un tip pe care îl cunosc de mult timp. El efectiv are o industrie în spate, are o hală, produce industrial, nu produce premium, produce pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Asta zic, și industrial. Și m-a întrebat, băi, Andreea, câți cozonaci faci? Și eu, băi, câteva sute. Și pa, eu fac 20.000. Opa. Păi da, da, e o diferență. Zic, suflete, unde le ții? A, păi m-am mutat, mi-am luat o hală, mi-am luat o nu știu ce. Și mă gândeam cum arată 20.000 de cozonaci unul peste altul. Da. Adică eu... Nu e pentru mine. Da, da, nu e pentru, mine. Noi producem, noi ne întrecem. Efectiv ne întrecem de fiecare sărbătoare, ne întrecem puterile, avem un motto și când nu mai poți, mai poți un pic. Da, deci, deci noi efectiv așa suntem. Și când nu mai poți, mai poți un pic. Hai, da, hai da, că da, mergem. Da, da, da. Avem mare, frumos scris. Poți să spun? Da. E o semiprostioară. Scrie move fast and get shit done. Da, corect. Da? Asta este drive-ul nostru, da, drive-ul nostru în perioada sărbătorilor. Da, ta, poți să zic că ne autodepășim de la o sărbătoare la alta. Fetița ta e și ea pe la bucătărie sau nu are treabă? Ah. Poate o să fie ăsta mic de pe drum. Care vine acum? Nu țin păi neapărat la, să ne păi urmeze. La câte mirosuri. Da, la câte mirosuri n-a suportat în prima perioadă, nu știu ce să zic. Nu, nu știu, eu îmi doresc, cum, poate a reieșit din discuția asta că eu îmi doresc să fiu fericită. Păi overall, da. Adică da. Eu asta îmi doresc, eu îmi doresc fericire, eu nu îmi doresc bă, faimă, bani, mulți clienți. Știi ce zic? Eu îmi doresc să fiu fericită și da, trăiesc într-o bulă. O bulă asumată. Ies din bula mea. Ies un pic din bula mea. Dar efectiv trăiesc într-o bulă. Și eu în bula mea acolo, eu îmi doresc să fiu fericită și sănătoasă. Asta îmi doresc pentru copilul ăsta și pentru copilul ălălalt. Nu-mi doresc să ne urmeze. Îmi doresc să-ți găsească calea fiecare, da, astfel încât să fie fericiți. Uite, eu de mai bine de un an de zile nu mai scriu pe torturi nimic. Eu nu scriu. La mulți ani Emma împlinește un an. Nu, Emma împlinește un an oricum. Emma știe că are un an de zile sau poate că nu știe, că are un an, nu conștientizează. Oricum nu știe să citească. Oricum tu știi că pe copilul tău îl cheamă Emma, știi oricum că face un an, oricum îi spui la mulți ani, de ce mai trebuie să-ți scriu toate lucrurile astea pe tort? Foarte tare, da. Mie nu-mi face plăcere. Efectiv, mie nu mi-a făcut plăcere niciodată să scriu pe torturi nimic. Și într-o zi am zis stop. Eu de azi înainte nu mai scriu pe tort. Elimin și treaba asta care mie nu-mi face plăcere în viață. Foarte tare. Eu nu vreau în fiecare zi să mai scriu. Da, bine, și mai sunt care dragoste, iubire, nu, love, nu, astea. Nu, am clienți care mi-au zis, păi atunci mai vreau. Bine, dacă pentru tine Emma un an contează mai mult decât conținutul tortului, da, 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 de faptul că el e ultra premium din ingrediente alese, proaspăt făcut, pentru tine special, cu un interior care să-ți caracterizeze dorințele tale, știi? Da, da, cerințe. Dacă pentru tine Emma un an contează mai mult, da, du-te în altă parte, o să scrie Emma un an cu toată dragostea cineva. Fără probleme, exact. Chiar dacă nu te-o scrie cu toată dragostea, e plătită pentru asta? Da, deci, da. Eu nu sunt plătită pentru asta. Eu tot ce fac, fac cu drag. Mănânci din cofetăriile clasice? Te tentează? Nu. Nu? Nu, și o să spun de ce. M-ar tenta dacă n-aș fi împlinită sau, știi cum e, ți-e poftă când n-ai. Dar dacă ai, foarte rar mă ajunge să-mi fie pofte. Eu n-am fost niciodată fanul savarinelor și amandinelor. Puneți-mă la zid. Nici mi-au plăcut, Da, da, da. Uite, între timp am mai început să călătorim, slavă Domnului că ni s-au deschis porțile Europei și mai mult de atât. Și am descoperit babau rom, care babau rom de acolo se trage savarina, dar noi românii n-am avut, că eram săraci. Da, da. N-am avut, na, și nici acces la informație, nici la ingrediente și
trăim că într-o sărăcie. Cu totul altceva. Da, practic e cam același lucru, dar e complet diferită, pentru că noi n-am avut rom, noi am făcut, a luat un pic mai ieftin, uh-huh. O îmbibam în zahăr cu apă, într-un așa, sirop. Așa. E, baba... Și frișca nu era frișcă? Pe vremea aia era frișcă. Înainte era aia bună, o mâncai la pahar. Ai dreptate, și acum din smântâna aia proaspătă. Și ceva. Acum, da, de obicei prețurile mici reflectă și, adică ar trebui să spună niște semne de întrebare, pe scurt. Da, da, da. Și amandina aia care e foarte dulce? Nu a fost niciodată pe gustul meu. Mie, nu știu, siropurile astea foarte dulci. E foarte mult zahăr acolo, mă. Da, eu nu pot. Și glazura. Și margarina. Se face cu margarină. Dintotdeauna cred că s-a făcut cu margarina. Nu știu, e ceva ce n-am putut să mănânc. Eu mâncam ecler. Așa. Când eram mică. Ecler. Și eu la fel. Da, da. Trebuie, da, acum fac șuri. Da, 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 da. Eclerul e altă treabă. Alte treabă. Da, deci asta zic că eu nu pot. Uite, poftesc la merdenele. Mănânc merdenele în orice colț de stradă. În orice colț de stradă eu mănânc merdenele, nu mă interesează cum arată. Dar să faci merdeneaua ta, adică. Nu, dar nu mă interesează va merdeneaua mea. Dar fac alții foarte bine merdenele. Ah, bun. Dar de ce să nu încurajăm și pe alții să facă merdenele bune în continuare, să-l plătim merdenelele, să aibă, știi? Covrici? Salarii. Mănânci? Foarte rar. Nu sunt fan covrici, dar merdenele mai guilty pleasure. Oriunde, oriunde. Deci merdeneaua e treabă. Merdeneaua. Deci oriunde. Poate să fie și semi-insalubru. Și ce mai este? Ai, mă. Nu mă interesează dacă merdeneaua arată bine, eu mi-o cumpăr. Am înțeles. Și ce mai e? Ce mai e? Așa. Gogoși, la gogoși. Gogoși și merdenele. Atât, gata. Gogoși și merdenele. Da, mi le cumpăr de oriunde. Și tu gogoși, nu vrei să faci gogoși? Nu. N-am timp să fac și gogoși. Am înțeles. Da. Data viitoare ne vedem cu merdenele. Știu eu câteva locuri cu merdenele bune în oraș. S-a dezvoltat foarte mult plecând de la show-urile astea care au venit și la noi, da, acum 7-8 ani și au început, s-a dezvoltat un pic și industria asta de restaurante, de a fost mai bine înțeleasă. De festivaluri de mâncare și a fost mai bine de... înțeleasă. Da, a fost adusă și explicată și expusă, cred. Uh-huh. Că odată ce a fost expusă, e logic. Da. Ați acces la informații, încep să fii interesat, uh-huh. Pară mai drăguț, să mai fie așa o meserie care te desconsideră. Mama a suferit cumplit. Uh-huh. Cum? Fata mea cu facultate, din 7 să generații în urmă, facultate, bunicul meu primar, adică știi ce zic? Da, da, da. Ceva așa... Uh-huh. A ajuns la cratiță. A fost crunt, crunt. Mama nu e genul de femeie care să fie devotată cratiții, adică este fix invers. Da, pentru ea a fost o perioadă, cred că nici acum nu și-a revenit complet, dar na. E, lasă că mai bine o să știu. Eu sunt fericită, mama, să știi. Să știi, asta tot ce contează. Da. Tot ce contează. Deci, industria asta s-a dezvoltat foarte mult, exact cum spui și tu, pentru că a fost adusă mult mai bine în față și mult mai explicată. Și totuși, anumite, cum să le zic, analize făcute de unii mai mari ca noi, spun că mâncăm prost în continuare. Da. Și atunci? Da, pentru că analizele astea nu sunt nișate. Uh-huh. Analizele astea sunt generale și se referă la o populație întreagă. Și overall, noi nu mâncăm prost pe scurt că suntem proști. Da. Știi? Da. Nu ești da. Ceea ce mănânci în totalitate. Că mănânci prost nu înseamnă că ești prost. Cred că economia noastră nu ne permite să mâncăm pe cât de bine ne-am dori. Că toți ne dorim să mâncăm bine. Dar nu toți, din păcate, avem resursele necesare să ne hrănim bine. Cu alimentele de calitate. Da. Da, din păcate, asta costă, dar nu costă doar aici, costă peste tot. Din păcate, noi nu avem suficiente resurse pentru a face asta la scară largă. Largă. Bun, atunci merg mai departe. Ok, nu avem resurse, da? Financiare. La scară largă, la scară repet. Largă. Să fie pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Da. Și totuși, atunci când ai resurse, atunci când ai resursele, Au, exact. Mănânci prost, dar mănânci și mult. Știi că multă asta am citit, că ni se trage un pic din spate. Asta zic. Și părinții părinților și tot așa ne-au transferat și nouă chestia asta pe care nu aș ști cum să o numesc, pentru că, într-adevăr, pe vremuri nu exista. Suntem o generație de consum. Exact, nu existau atât de multe. Ca drept dovadă că acum când vin sărbătorile, pe mine aici este blancul, acolo știi? Ai tu. Exact. Acolo ai tu clicul. Frate, nu mănânci mai mult decât în mod normal de Crăciun și de Paște. Trebuie să mănânci alte chestii. Trebuie să mănânci altceva, dar asta nu înseamnă că mănânci mai mult. Este hai, o... mănânci un pic mai mult. Mănânci un pic mai mult. Nu poți să mănânci mult. Din toate hai, și să fie la fel de puțin. Nu mănânci un cozonac, mănânci doi. Nu mănânci jumătate sarma și un pic de ouț. Mănânci cu patru sarmale, două felii de brânză, patru ridichi, știi ce se... Vine mă în baștele. Da, se cumpără într-o disperare.
Știi, e o disperare care ne caracterizează. Eu cred că, adică nu e ceva ce ne caracterizează pe noi românii. Societatea asta de consum este la nivel global. Și dacă o luăm înapoi în timp, dacă vrei, putem să mergem înapoi în timp foarte mult, mai mult decât am cunoaște noi și încă trei generații în urmă, oamenii tindeau să-și facă provizii și animalele fac la fel, adică e în regnul ăsta de pe planeta asta, toată lumea își face provizii, până și organismele noastre, corpul nostru își face provizii și ne știe, eu nu știu cum funcționează organismul uman complet, ce gândește el acolo, el își face provizii, noi depunem grăsime pe noi, toți avem, multă, puțin avem, adică e undeva o chestie de la nivel celular, care pornește în a-ți face provizii și să ai mult și să... mult. Tu cu organismul tău, cu cât îi dai mai mult, ăla reține mai mult, că el nu știe să elimine cât îi dai tu. Dacă tu ești, ai aceeași pornire ca și organismul tău de a aduna și de a mânca cât mai mult și de a stoca cât mai mult, cred că de aici pornește. Eu nu sunt de părere că avem nevoie de atâta mâncare pe cât noi consumăm. E valabil și pentru mine. Dar faci provizii iarna, mă, că nu ești des. Fii atentă. Înainte, oamenii se hrăneau cu rădăcini. Nu trebuie să ajungem acolo, dar, adică nu militez pentru treaba asta sub nicio formă, doar analizez ce se întâmpla foarte mulți ani în urmă, mii de ani în urmă. Oamenii ieșeau la vânătoare, poate în fiecare zi, că nu știu ce făceau, dar nu prindeau în fiecare zi un animal. Și mâncau carne o dată de două ori, de trei ori pe săptămână, atunci când aveau animalul, că după aia carnea se strica, o găseau, o găsi metode să o mai țină, să-i mai lungească și așa mai departe. Dar nu aveam acces la mâncare atât, cum avem acum. Nu te duci la supermarket, ai împins coșul, ai băgat în coș, ai dus la casă, ai adus acasă. Adică, înainte, oamenii trăiau sănătos pentru că nu aveau acces. Acum, având acces, noi nu mai avem sistemul de frânare ca la mașina automat. Da, este o continuă... Nu avem un sistem de frânare la cumpărături. Și dacă, Doamne ferește, ne ducem de mâncat și de cel mai multe ori așa se întâmplă, este instinctiv. Îți iei mai mult. Tu arunci mâncarea acasă, sincer. Ți se întâmplă. Da, nu. Și eu la fel. Și îmi pare groaznic de rău. Și mie îmi pare și zic mereu când mă duc o să cumpăr mai puțin și mai puțin ca să am stric pentru două zile. Și îți cumpere, dar te gândești că, ah, păi mâine n-am cum să mă la cumpărături, hai că-mi iau și pentru... Da, mă, dar asta, știi cum e aici? Aici. Că, da, ne ducem foarte departe, dar e și marketing, știi, este și nebunia asta că ai și că poți să-ți iei și că acum îmi permit sau că, știi, sunt foarte mulți factori care te duc instinctiv. Da, nu știu, sunt prea mult. Cred că putem să vorbim încă 5 dar interviuri mie mi se de acum acolo. Eu când văd coșurile alea așa că dau pe afară în supermarket... Și eu mă duc la supermarket înainte de sărbători, dar parcă totuși... Eu nu mă duc. Bine, mă. Eu nu mă... Când te duci, atunci eu nu. Nu, dar nu mă duc pentru că nu am timp. Nu că nu aș vrea. Deci nu am timp. Eu stau la mine în atelier acolo, sunt... Da, corect. Că 24/7. Da. Efectiv, eu nu știu ce se... În ultimii ani nu mai știu ce se întâmplă, dar îmi imaginez, văd la televizor. Și după aia, colebilul? Redigestul? Foarte ficat? Mamă, tu chiar le știi. Foarte. Asta știu, pentru că femeia îl spune, mereu. Ficat, fortificat, cu ficat, fortificat, foarte. Foarte, exact. Acum a apărut da, și nu, foarte. Dar tu chiar le știi, eu nu le știu decât pe ăsta. Îi văd la... Da, la televizor. Da. Ce este luxul? Cred că să fii sănătos și fericit. Și sărăcia? Nice. Mamă, nu știu. Te gândeau lacrimile că sunt o perioadă mai emoționantă a vieții mele. Don't make me. Nu știu, cred că tot de aici. Adică e fix, ar fi fix invers la ce am spus. Da, nu... Nu trebuie să fii bogat ca să... Nu, nu trebuie să fii bogat ca să trăiești în curățenie. Adică știi ce zic? Sau nu trebuie să, dacă ești sărac, trebuie să trăiești în mizerie. Poți să fii sărac și fericit și ești mai bogat decât unul care are palate. Corect. Nu. Așa gândesc da, eu. Da, corect, sunt de acord. Poți să nu fii. Nu, dar sunt de acord. Da. Da, adică, nu știu, cred că ține de starea ta interioară dacă ești bogat sau sărac. De aici. Ce n-ar trebui? Știu, sunt cheesy. Nu, mă, ești bine. Ce n-ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată? Nu știu. Foarte tare. Cred că e prima care a zis nu știu. Nu știu. Nu știu. Bine, nu știu. Las-o așa. Wow, stai că trebuie să mă gândesc la chestia asta. Mai putem să punem pauză, procesează ceva? Procesează un pic. Mamă, e tare, nu m-am gândit niciodată. Ce n-ar trebui să zic despre mine? Eu am o relație deschisă acasă. Eu zic orice, adică nu am niciun fel de probleme. E bine atunci. Instagram sau Facebook? Instagram. Rus sau gloss?
balsam de buze. Eu sunt foarte machiată astăzi, ca să mă înțelegi, mă vezi? Sunt maxim. Nu, eu nu mă machiez în general. Nu. Nu poți să mă întrebi. Dacă vrei, cred că eram după perioada adolescenței, pubertate, whatever, 20 și something de ani și am asistat la o întrebare, nu mi s-a adresat mie, dacă ar fi să alegi un singur produs de make-up, care ar fi ăla? Acum ceva ani ți-aș fi zis blush-ul. Da. Acum încă uscilez, dacă să-ți dai cu sănătate în obraj sau să ai niște sprâncene aranjate. Aha, aici, bună! Aici, aici jocul e, e strâns între așa, sprâncenele micuț. Alea și o sănătate în obraj. E la limită. Bună, da, asta bună. Da. Ce e succesul? Cred că tot să fii fericit. A, la tine totul e cu fericire. Fericire, știu, sunt cheesy. Asta e, n-am uitat să scriu aici, livrez fericire. Asta trebuia să scriem Iulian. Ia, hai să luăm de la cap. Ah, da, încă o dată. Da, pune ești, și mâinile la montaj. Da. Ești mega fericită. Mulțumesc că te-ai deplasat, știi? Că, că ai venit. Mulțumesc că m-ai primit. Și cu întârzierea. Și să nu te abați de la conceptul tău. E foarte mișto gândit. Chiar dacă n-are, știi cum e, că pare că n-are o strategie, n-are. dar chiar nu are, așa cum e, este, e un concept, e, e ceva. Da, cred este. Că e sincer. Am înghițit. Da, deci n-are. E sub scaun ăsta, cozonacul meu. Stai un pic. Fericirea poate fi oriunde, vedeți, și sub scaun. Oh, sub scaun este azi. De, știi cum va fi ăsta azi? Nu. Cât suntem jos? 5, 6? Gata! Deci, după ce pleci, e mătrășit! Asta îmi doresc! Da, dar e mișto când e cald, știi, și îl rupi. E bun și a doua, și a treia zi, și a patra zi, și peste două săptămâni, eu l-am mâncat în toate fazele. Da? Da. Bine. Îți mulțumesc că ai venit. Cu ne mai auzim, noi ne mai vedem. Da. Mulțumim, Andreea. Eu mulțumesc.